E să le pun. Nici nu știu. Ce să fac, Alin, bossul? Uite, de mult am venit de la sală, să așa un pic am obosit. I-am dat puternic. Până la urmă, cine câștigă? Câte kilograme are Enzo? Eu am câștigat, are 6 kg. 5 kg, 900 și ceva. Eu am câștigat cu... Eu am avut o diferență de 400 de grame, Lorena a avut 500. Dar prima dată trebuie să subliniez, înainte să zic eu câte kilograme cred că are, ea a zis vreo 4 kg. Și după ce a auzit câte am zis eu, s-a mai gândit. Nu știu cum să stau cu mâna asta, că tot mi-a ating tatuajul ăsta. Fără de cuvânt. O, ceva, îmi lipsește mie ceva de aici, ceva nu se vede. Mă, nu-mi dau seama ce. Ce zici de Cosmin și Ștefania? Ce să zic, e complex subiectul. Apăsăm pe ecrane, băi, tot Liga B3 suntem. Voi ce faceți, dragilor? Nu sunt din faună. Am legământ, ei nu înțeleg mult. Cred că prețele ei ce nu sunt. Ce ai avut cu bietul șofer? Băi, n-am avut nimic cap, că el... Ascultam eu ceva... Nu mai știu ce, tot așa niște întrebări din astea capcană. Și tot râdea el ca și cum, de ce răspundeau ăia, gen ce proștius. Și am zis că băi, ia să spuneți o întrebare să te văd un pic, da? N-am filmat de la bun început, că dacă filmam de la bun început, murea de râs. Eu la mâinile astea două am 10 degete. Eu la mâini am 10 degete. Câte degete sunt la 10 mâini? 10 mâini câte degete au? Nu suntem la fel. Majoritatea pentru demnitatea e în portofel. Cuvintele lor nu mai au greutate. 80, bun, bun. Acum depinde câte, și câte degete aveți voi la mână, cum ar veni. Că dacă aveți numai vreo 3-4, îți dă altfel, îți dă altfel. Să am pretenții să fie ca vreuna la 30, dacă n-ai de unde. Așa că ori îl accepti și învați ea pe parcurs, ori dacă nu, nu le accepti, dar n-ai de unde să ai pretenții așa de mari. Adică oricum, oricum fata l-a luat pe nou în brațe când a intrat Antoni. Îl lua, că n-am mai ceva de zis, adică lua pe repede înainte să se termine, că știa că trebuie să zică nu și nu. Dar a trădat-o corpul pe ea, a trădat-o altceva, nu că nu știa ea povestea ce trebuie să răspundă. Da? Vă dați seama că dacă mai intră peste 2 ani în casă și încă o dată peste 5, cu siguranță nu mai răspunde așa. E, mai știi dacă îl sfidează sau nu, nu poți să ai pretenții din astea, că e tânără fată. E prea tânără ca să fi avut neapărat alte așteptări. Anul trecut la orice întrebare răspundea, nu înțeleg ce zici, Cristina. Jocurile nu l-am văzut, nu m-am prea uitat, Valentina. Nu m-am prea uitat la emisiune așa. Mi-e simpatic așa împreună, mie îmi plac. Cine ne-a dat exemplu? Meco sau Pian? Nu, e diferență mare, băi, dragilor. El nu răspundea Lorena anul trecut când era... El nu răspundea Lorena anul trecut, nu înțeleg. Pare rău, Cristina, s-a obosit. Crezi că ar trebui să se împace cu Cosmin? Da, de ce nu? Să mai încerce. Cu ce am pățit și noi așa? Părerea Antoni și Rebecca.
Păi da, Dumnezeu fericire și nu. De reparații, telefoane și GSM și tu îmi dai 2 trandafiri să mor eu. Nu, aici e un pic diferită situația, dar înțeleg... Înțeleg ce ai să spui. Îmi poți ajuta și pe mine, te rog, din suflet, cu 5 euro sau cu cât poți tu. Îți dai seama. Cum să nu? 5 euro, da? Să-mi zici care e cursul valutar. Da, 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 da. Mă, dăm și noi niște distribuiri. Te treci unde distribuiri. Eu nu pot să ridic telefonul ăsta în mână, că mă și doare, mă dor umerii și... și mi tot șterg tatuajul. O să fac și un meci, două, numai a venit șefa, doamna Văchița, vă pup să rămână, bine ați venit. Cine să jucăm noi? Hai să vedem, mă, să băgăm o fisă cu Lano sau cu... Să zicem dacă ne dă Flaviu. Salutare, salutare, bossule, ce faci? Ce faci, bossule? Uite, bine, numai stau tu. Dar tot supărat. Nu, supărat, cum să fii supărat? Nu? Nu, no, șefule, cum să... Frate, vreau să-mi dai și tu o părere, fii atent că tu ești artist și așa mai departe. Te ascult. Cântă bine Narcis ăsta de la Bărbulești, să mor eu. Așa e? Da, nu? Dar ăștia ce tot zic de procesoare? Ce face procesorul la gen? Ai o chestie care cumva îți robotizează un pic vocea, știi? Uite, dacă l-asculți pe Culiță, la el se aude clar că folosește 100%, înțelegi? Chestia aia, cum să zic, te ține în ton, nu te lasă să falsezi. Da, e o chestie bună, na. Eu nu o folosesc, na, nici nu am la ce să o folosesc, dar aha, sunt mulți care folosesc procesoarele astea acum, multă lume. Flaviu, așa, adică eu zic că are meritul lui, omul e forță, nu cred că procesoarele... Da, nu e vorba acolo de așa ceva, dar cine are ureche și aude bine, s-aude și procesorul ăla foarte puțin. Adică vocea puțin robotizată cumva, okay. Înțelegi? Da. Na. Da, n-ai ce, omul e artist, mă, omul e altceva, alt nivel, high level, înțelegi? Da. Adică, na. Auzi. N-am eu. Eu nu sunt nici în măsură ca să pot să-mi dai o părere despre oamenii ăștia așa mari, înțelegi? Da, Valentina, da. Eu sunt pătrățica mea, știi? Hai, mai apăsăm pe ecrane, că ne-am luat cu vorba. Hai să apăsăm pe ecrane totul. Hai, pune-mă pe mut și fă-ți treaba acolo, hai, da? Mai bine să mă bată Flaviu să mă rog, dacă nu... Hai. Apăsăm pe ecrane. Băi, vreau să știți că nu mai prea beau cola, acum într-adevăr o să beau cola, că mi-e sete rău, dar nu mai prea beau cola, în zile că nu beau deloc și eu beam câte 2 litri pe zi. Damaris, Cristina! De la Laur pentru Cristina! Solo! Nu ține de sete cola. Păi doar nu bea apă, păi ca aia de la schimb de mame. Copilul meu să bea apă, ceilalți copii să bea suc și copilul meu să bea apă. Enzo are 6 kg. 10 trandafiri, băi, e peste noi. Dați, vă rog eu frumos, distribuiri, 2-3 distribuiri. Să vină Mariana, să vină Larisa, să vină Amalio. Nu ai ce înfunda minasul și nu mai am și prieteni, cred că. Pentru Ciprian Pian. Pentru Grațian, a putut să vină. Ori doi, măcar... Măcar mânuși să facem cu Flavius. Flaviu, fără să. Doamna Voichița! Au!
Pentru Seif. Pentru Seif. Pentru copiii lui. Pentru comandru Florin Saran. 6 secunde, 5 secunde, 4 secunde, 3, 3, 3, 3, 3. Mihaela, să rămână. Vine, mă, peste noi, mă. Nici tap-tap n-avem. Am mâncat căpșuni? Erau stricate și le-am mâncat așa? Tot câte o mușcătură la tine, răi. Avem vreo mânușă? Adriana, dacă ești pe aici. N-avem nicio mânușă, a? O balenă ne trebuie, o balenă ne trebuie. O balenă ne trebuie. Zuralu. Zece secunde, băi, o balenă ne trebuie, ăștia am omorât. N-avem. Muzero. Mulțumim frumos, Alexandra, să rămână țale. Mulțumim din toată inima, Jack Sparrow, Ioana, toată lumea, Dalia, să rămână. Avem și două mănuși. Oh! Ion Meșca, doi bulangii. Tu și mai cine, fratelor? Stai că vreți să mă duc să-mi dau neapărat cu spray din ăla de nas, că nu pot să mai respir. Ai, mă, cât îmi ia timp tatuajul ăsta să mă duc. Ce alimente crezi glicemia cel mai mult de când ai senzorul? Valentina, eu mănânc aceeași mâncare zilnic. Eu am 6 mese, dintre care... Adică în fiecare zi mănânc același lucru, n-aș ști să zic așa o diversitate de alimente. Depinde, dacă ai tu întrebări, dacă crezi tu ai nesiguranță într-un aliment, întreabă-mă și zic, orezul, cartoful, da, bineînțeles, amândouă cresc, dar cresc gen... Nu-i nimic ieșit din comun, e normal să crească, nu... Sunt niște carbohidrați ok, carbohidrați simpli. E ok să-i mănânci. Și de aștepta să-ți crească glicemia de la ei. Cine trebuie să plătească la cinema? Lorena trebuie să plătească, dar am plătit eu de săptămâna trecută, îți cumpărate biletele. Are, mă, și mânușă. Peștere n-are cum, orice proteină. Proteina e singurul macronutrient care nu crește. Uite-mă câteodată. Ori trei, băi, vă rog eu frumos, cineva cu noi. Proteina nu-ți crește glicemia, e singurul aliment, care macronutrient, care nu-ți crește glicemia și nici... Aoleu, doamna Vorchita, de rămâna! Și nici nu-ți crește rezistența la insulină. Și Cristina, șefa. Ce e bine? Ah. 35 de secunde și cu mânușă și alea și nu face față. Băi, dar de-ar mai fi cineva cu doamna Vorchita acolo să nu fie singură. Ce iubire. Dacă te rog, eu nu mi-aduc și ea. Și pe eu ăla de nas din baie. Dacă mai am ceva în el. Pastele, da. Orice, de obicei, orice. Aoleu, ce-a dat. Ne bate. Păi dăm și tu. Un pic mai am, a? O, eu cu ăsta îmi fac treaba, băi, sunteți nebuni. Îmi cer scuze că o să-mi trag un pic nasul, dar n-am ce să fac. N-avem ce să facem. Wow.
Orice fel de garnitură, așa, cartofi, paste, orez, ce mai este, quinoa. Au carbohidrații, bogate în carbohidrații. Pâinea, separat. De câți ani folosești? Nu folosesc de ani, folosesc de vreo câteva luni. Da, uite că nu pot să respir. Sau mă ia răceala, ori una, ori alta. E și cald aici. Nu s-a așa răcit cam, nu puteam, după antrenament m-am simțit așa moleșit. Mor când alții voi aiurea de ei, mantea cu exemplu ei proaste. Nu cred că am rinit alergic, că n-am niciun fel de alergie. Da, s-a făcut vaccinul, azi mai avem încă 3. Băi, n-avem o mânușă și noi măcar. Stai liniștită cam, stai liniștită că nu există să mă facă pe mine vreun virus. O să vezi că mâine când o să intru o să fiu fresh. La cățel, Cami. Unde-i mă pisi, mă? M-auzi? Da. Ia un pic, ridică-te să văd și eu tatuajele tale. Ok. Mă gândeam că ai tot și pe burtă, peste tot. Nu, no, acum apar gratele. Am înțeles, frumos, frumos, bravo, super. Dragule, super, te pup super. De... Hai, de calibru tău, te pup, pa. Te pup, te pup, la fel, salutare, pa, 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 o seară. Fisie, a, da, am văzut story de la ea, că e în Luton, la aeroport. Nu doarme rupt după vaccin. Băi, a dormit. De-aia, el de obicei nu stă în pace, dacă îl pun în pat nu doarme, dar atunci l-am prins, că era mai moleșit așa. Despre ce film vorbeai zile trecute? S-a înălțat, da, Cami. Deci a apărut un film, să nu se învețe în pat. Eu în pat vreau, Cristina, ăla e filmul meu, să-l țin așa pe canapea, să stau așa cu mâna pe el, să ne uităm la film. Dar, din păcate, momentan e doar filmul meu. La tarot. Tarot? Tarot, așa se numea. Chiar așa, că am făcut și rezervare. Că am crezut că, mamă, ce full o să fie, că n-o să mai avem locuri. Dar ieri când m-am uitat, numai alea două locuri. Era, nu, nu e românesc. Ia chiar să vedem mâine. Ia să vedem. Taro, fii atent, ia. Avantpremieră. Păi, dar cum e asta? Avantpremiera înainte la premieră, sau cum? Fiți atenți, două locuri sunt luate, a mea și a Lorena. Ca la VIP. Ai și copil, domnule Laurențiu. Mamă, că domnule, știi, numai de la poliție, când mai vine cineva de la poliție, mă ia cu domnul Laurențiu. Câte kilograme are Enzo? 6. În afară de poliție, lumea. Foarte greu schimbarea. Ești că mi-ești mai la culcare. Și băie cu tine. Și, da, mi-ești, mi-accepți și cu tine. Și te-o spăriet Lorena seara că am bătut-o. O slavă, nu te bat. Să-ți spui. Trebuie de ce ca găinile, te pui și tu la 10. Și ze. Dar păi eu spun la lucru, băie. Tu la ce arți scoli dimineața? La 8. Da, eu la 6. Păi nu te supăra. Dacă n-ai pus mâna pe carte și alea, să înveți, să lucrezi și tu, să fii antreprenor și așa. Și azi te rog frumos.
frumos! Te rog frumos! Tu lucrezi... Ce e mața? Și studii superioare ai tu? Eu? Da. Hai de capul și de zilele tale, că dacă îți dau să citești studiile mele... Eu am studii superioare, știi de asta? Care? Ce facultate ai? Eu am învățat relații internaționale. Păi și ce cauți în bucătărie? Mie mi-e place bucătărie, mama. Ce cauți relații internaționale atunci? N-am lucrat niciodată cu relații, de că nu mi-e place. De ce ai făcut? De atâta când te duci la țară, la Chișinău, apoi te duci ceva așa și bă, mama unde te trimite. Când te duci la cineva să zici replica asta, ce mi-ai zis-o mie acum, nu? Nu, e prost, serios, ți-am spus, eu n-am treabă deloc, eu fac și îmi place. Dacă nu făceai, dacă n-aveai studii superioare, tot aici erai, nu? Apoi, mămica mie cu tătic mie umblau la Moscova, așa zis că dacă nu duci nu vreau eu, apoi te luăm la lucru, la construcții. Și eu și, eu am terminat studiul în SIA, că eu vrem la altceva. La noi așa e la Moldova, nu te întreabă, vrei, nu vrei. Noi suntem o altă generație care, Aurie, le-am mulțumesc, scumpa mea. Dar tu câți ani ai? 34? 35. Eu am zis gen mult să te dau pe spate, să te dau la picioare, dar uite că ai mai mult. Hai, lasă-te-o frumos! Nu, dar eu pe urmă... Să nu dea necuratul să nu o batem nici pe la nu. Dar și te-au bătut mult. Dragii mei, 4 ani la fir! 4, cine mă ajută? 4 persoane diferite. Dragii mei, termin timpul! 240 de oameni! 4 trandafiri! Auzi, și liceul la ce profil ai făcut? Și dar la noi profil. Eu am făcut 11 clasă la țară și m-am zis la universitate, am făcut clasa 12. Nu m-am 11 clasă, se fac la țară. Cami, te pup, Cami. Nu m-am 11 clasă, se fac la țară. Da, dar 12 am făcut-o deja la universitate. Am făcut-o 12 și pe urmă am făcut... Care era materia ta preferată? Educația civilă. Să română. Care? Dragii mei, apreciem, băi, suntem 300 de oameni. Băi, și cu noi. Care era materia ta preferată? Dragii mei. Stai, Iulia Claur, că nu-mi place deloc. Fietele mele, dați doar 2-3 ori pe apreciere. Eu văd că stai... Aoleu, și venit și Maria. Salut! Nadra Maria! Și doamna Svetlana, și Maria, și doamna Băchița! Eu nu zic să-i facem 10.000, dar măcar să ne ridicăm, Iulia Claur, numai apreciere. Dar somn cu ea! 350 oameni suntem. Cu găinile! Hai, întreabă, mă lasă mai departe. Zi, care era materia ta preferată de la școală? Educația fizică. Educația și a doua? Și gala. Și? Și gata! Doamna Lumința, să rămână. Zi-mi, n-ai mai avut, n-ai mai fost. Eu am învățat rău la școală, băi. Eu am învățat rău, să zic. Eu n-am învățat ghi la școală. Știi la ce cred că mai erai tu bună? La desen. Nu, n-am desen, muzică, absolut. N-am nici un dar, nică. Nu, deloc nu eram bună, deloc. Ia fii atent, dai să-ți spun ție o întrebare, Lanu. Știai, la matematică te pricepeai așa cât de cât? Nu. Hai că spun o întrebare simplă, simplă. Fii atentă. Fii atentă. Da. Deci, ascultă-mă. Un măr. Ascultă-mă, că după aceea te pun. Un măr jumate costă fără coastă. Costă un leu, deci un măr jumate costă un leu jumate. Da? Mm-hmm. Cât costă 5 mere? Deci un măr jumate costă un leu jumate. Da, păi 5 costă. Cât costă? 5. 5. 5 ce? 5 lei. Bravo, răspuns corect. Dar de ce n-am răspuns? Hai spune de ce. Dar răspuns bine, cum? Dar ce 75 ori cineva? Fii atentă, lasă-i pe ea că eu nu știu. Dar ce 75 le muriești? Ascultă-mă, ascultă-mă. Dar frate-mă că le muriești, răspunsul răspuns. Ai răspuns bine, ai răspuns bine. Dar ce zic alți 75? Ia-ți nebun la cap. Așa deșteaptă eu? Fii atent, ascultă-mă! Wow! Ascultă-mă! Dragi, apreciem cu toții! Ascultă-mă! Eu la mâini am 10 degete, da? Uh-huh. Câte degete am la 10 mâini? 10 degete. La 10 mâini? A, 100. Bravo, răspuns corect. Bă, și de întrebări e ceva cu logică, că eu n-am văzut ghine, dar... Fii atentă că îți mai repet o dată. Deci, la mâinile astea am 10 degete, da? Aaaa? Câte mâini, câte degete am la 10? Aici ai 2 mâini. La 10 mâini, oricât ai zis tu, 10 mâini? Da. A, și în 10. Bravo, mă, bravo. Ei, sunt deșteaptă, dar uite eu și tare lumea apreciază la mine, nu mai iubești nimeni pe mine. Patul de oameni, dragi mei, de apreciază, doar apreciază, nu-mi trebuiești...
Doar să văd că sunteți cu mine, că e interesant. Că mi-e plăcut că nu suntem mulți și nu știm chiar așa chiar noi din sus. Fii atentă. Hai. Care-i capitala Indii? A cui? A lui India. Chișinău. Uai, Nini a dat întrebarea asta și eu n-am găsit-o. De tine ca să câștigi, ca să poți să mă întrebi tu pe mine, trebuie să câștigi tu. Tu știi sau nu știi, bă? Că eu n-am nu știut. Nu poți să-mi pui întrebări pur și simplu dacă tu n-ai știut, o moș până să-ți scrii în chat. Nu bați clap, dar nici n-am, de când să, nici n-am de când să-ți răspund. Tu te iei de... Hai, dă-mi întrebări. Fii atentă. Atent. Câte karate... Ce karate asta este la brilianti karate, da? La aur. Câte karate are stafilococul auriu din Egipt? Și are? Stafilococul auriu. Dar și asta, stafilococul asta e altceva, nu-i cu aur. Și mă măjește pe mine, trebuie. Uite la mine, de inteligentă eu mai descurc în viață, deci sunt inteligentă. Eu nu știu, eu de exemplu am învățat rău la școală. Dar cu timpul, eu așa tare iubesc, eu iubesc documentarele, eu am învățat istorie, geografia din plăcere, cu timpul. Și matematica îmi place banii și nu-mi place să mă măjească și am învățat, da, la școală am învățat rău. Dar ai învățat ca să nu te poată arde careva. Nu, m-ai învățat, pe urmă am învățat. De exemplu, eu că dacă nu știu, nu știu ce am grăit azi și chiar ne... A, și cel mai om, cel mai mult om a trăit. Și chiar eu după și închid life-ul, dacă ceva nu știu, eu vreau să aflu cât a trăit un om, cel mai mult. Cât o trăit cel mai mult ani? Știi asta? Este uneva da. Carte. Cine ce-o trăit? Cel mai mult. Câți ani au trăit? Între cine? Sunt două care arată pe la televizor. 110 ani, 109 ani. Care e omul care o trăit cel mai mult? O trăită! Da, care e omul care o trăit cel mai mult? Da. Tu, un vecin de-a meu, de la Ideș, de lângă Reghin. Cât o trăită? Bunelul meu pe la 97 de trăit. La mine neamul de... Dragii mei, apreciem! La mine neamul de ăsta care puternic. Bravo. Apăsăm pe ecrane când cior 2-1 ne dă. Nu, bă, dar cum să vă dă dacă la mine nimeni nu apreciază? Nimeni nu apreciază! Dragii mei, 300 de oameni! A, de chic, 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 chic! Apreciați-o, lui iubiți așa tare pe la ochi, nu vreți să apreciați la mine? A? A? Băi, nici ori doi ne dă, mă, să mor eu, ești varză. Dar tu ai învățat ghin la școală? Am învățat extraordinar de bine până în clasa 5-a. N-ai învățat deloc, sau că așa te-o luat după scol. N-ai învățat, ei! Oi, dacă scrie, Cătălin, mulțumesc, dacă scrie frumos, nu înseamnă că s-a ghin, liniștește. Ascultă-mă, până în clasa 5-a, la fiecare serbare din aia de sfârșit de an, pe cuvântul meu, dacă nu plecam cu 4-5 diplome. Și azi, dar și s-a întâmplat într-o așa. M-am apucat mai puternic de handbal și nu m-am mai... Aveai sport, nu că nu învățai ghine. Da, bine, pe sport am fost forță. Da? Și da. Ai ceva de astea, medalii sau cum se numește? Am ieșit de 5 ori campion național la handbal, de 2 ori vicecampion. Handbal care? Și ele care joia în aici? Ninja. Eu și știam, te văz? Ce să te mai întreb, oare? Haide, întreabă mai de inteligență, băi, așa, de logică. Cât să zic, de inteligență să... De oraș, nu știu, nică. De geografie, nu știu, nică. Stai așa să mă gândesc că mă bruiezi, stai așa. Ei, lasă-te rog, frumos. Cum îl chema, mă, pe ăla, mă? Stai așa să mă gândesc. Ei, haide, nu, o să că nu știi. Stai. Ia, scaut telefon, nu? Socoate așa, băi. Stai că trebuie să mă duc să-mi trebuie pe Lorena, că uite că nu-mi vine. Auzi. Auzi. Asta e o întrebare de istorie, nu știu dacă te descurci tu neapărat. Păi nu mai descurc că eu nu știu nicui. Deci. Săi. Japonezul. Japonezul. Ascultă-mă. Japonezul Osu Jam era ministru de interne sau ministru sănătății? Interne, dacă o sugeam. Bine, mă, Lana, mă, bine, mă, bine. Răspuns corect. Coi, ți-am zis că eu sunt inteligent. Mă, nu-ți deșteaptă, băi. Bun. Răspuns. Nici eu nu am așteptat la răspunsul tău. Dar pe logică, medicul e altceva. Acolo e sănătății, alt procedură trebuie să fac, să o lecuiască. Da. Nu vine, trăi, că nu mă prăpădesc eu. Hai răspunde-mi care e capitala Indiei. Delphi. Care? Delphi. Delphi? Delfin sau ce? De la Delfin? N-am zis bine.
Băi, eu n-am știut, dar eu credeam că o știu doar altă. Bă, nimeni nu apreciază. Dă-mi mai faci, mă mieci și mai grăim și mă duc la culcare. Auzi, fii atentă. Câte? Din ce desene era Insula Mako? Dar Insula Mako și asta, băi. Insula Mako? Fii atent, hai că îți dau trei variante de răspuns. Hai, davai. Nici nu există așa. Din cei cu Andy... Sirenele H2O. A, sirene știu. Cu ăștia, cu Hannah Montana. E, hai, dar este și insulă. Întrebarea mi-e față. Hai, da. Da, Hannah Montana e, nu, e, așa e sirene numai cu apă, altă nu știu. Acum tu le iei prin eliminare, cum ar veni. Da, păi eu nu știu, eu din tăi ce ne-ai spus, tu știu numai... Care erau desene tale preferate? Aveai televizor când era mică. Dar tu de Lupa Gadi știi? Cum? Lupa Gadi. Lur Pagadi? Lup Pagadi. Rup Pagadin? Dragii mei, dar cum, știi povestea asta sau nu? De lupul ăsta care cu iepurile. Rusască era. De Christian Anderson, ați auzit? N-am uși ce arătă-i. Lup Pagafi. A, nu, că e limba rusă, tu nu știi, poate e altă, am uși. Știu eu niște cuvinte în limba rusă, dar mi-a zis doamna Svetlana să nu le mai zic. Nu, dar până voi numai cuvinte prostii, știți, e ca asta, o știi? Maica mea cred că le-o prins pe alea. A, pe rusă, păi ai idei, da? A, dar da, câți ani ai tu? E tu n-ai așa de puțin și cum nu știi? Noi am avut video de asta, știi care cu caseta? Da. Am avut caseta asta. Nu pagadi. Și la noi, la țară, nu aveai multe casete de video. Și dădeai caseta în sat cu Eva, dacă dădeai zădea altceva. Și timp de o zi, cap, să nu fă râme. Tu n-ai avut, ai avut așa moment, ți-ai avut. Tu ai avut video sau tu de-am DVD ai avut? Niciunul, nici altul nu am avut. Dar prea știu, ai tu, la TV, ăla știu la poveste. Da, nu aveam nici televizor, în povestea bunicul meu, câte o poveste. Tu te-ai zicea, tu ai avut, tu, câți ani ai? Tu 28 ai, nu? 25. 25? Așa, și la știu, dai tu, la vei TV, de asta, care cu multe canale cu povești. Unde dai tu când eram la poveste? Păi, eu, de exemplu, noi n-am avut, erau trei canale la televizor, dar nu erau povești. La voi exista Zâna Măseluță. Zâna Măseluță? Am auzit că trebuie să o pui și îți vin, dar nu vine nici sub piernă, n-am primit cadouri, tu ai primit? Doamnă, că ți erau dinții stricați. Să moră dacă nu crezi. Asta mai ars. Dragii mei, apreciem. Bă, nu cred, băi, nu cred. Primul dințișor pe care l-am pus... 300 de oameni, doar apreciem puișorii mei, vă rog frumos. Primul dințișor care l-am pus super, mi-a adus 5.000 de lei, cum erau banii atunci. Și după aceea... Mamta era mai inteligent. Doamna Voichița, să rămână, mulțumesc. Mamta era, aceea, eu cred. După aceea mi-a căzut o măsea, dar era stricată măseaua, pe bune că era stricată. Și mi-a pus să mor eu 50 de bani. Poate... Ce frumos sunteți, mulțumesc frumos, eu mai frumos. El e urățel așa la lui, dar el știe cum e, are o leacă. El de atâta faci sport, pentru că eu sunt frumos și nu fac nică, dar el faci sport că el nu e și de frumos și trebuie cumva să iei, așa e ori nu? Compensez. Da, da, dar eu dacă sunt frumos, eu nu trebuie să fac nică, eu nici unii nu trebuie să fac, că sunt frumoasă. Asta e de că nu-i lumea să știi. Dragii mei, ultimii, hai apreciem. Nu mă ajută nimeni, Laure, tăi și mai chiar așa de mult lume stă nică. Chiar să nu dă o apreciere. Ai avut noroc că m-ai prins cu discuția asta și am mai stat la povești că... Nu, dar ascult, eu nu stau mereu că nu m-ați câștig. Pe TikTok eu nu pot să câștigi mereu. Dar, da, prosim, da, nu-mi place că stau pe 350 de oameni, doar m-a fost ceva de timp, apreciere. Sau tu joci numai când câștigi. Timpul meu înseamnă bani, nu pot să joc oricine așa la liber. Tu te vei dici, eu dacă e interesant, eu nu joc numai decât să câștig, dar nu mi-e plăcut când stă multă lume și nu apreciază. Asta dar e. România ai vizitat-o, nu? Da, am fost la București și am fost la Iași. Și te-ai descălțat? Da, cu mădăreu cioarele. La voi erau multe borți, glod mult era. Glod, da? Da. Dar ai fost la Chișinău? Am fost. Ce ai făcut? Ce treabă cu la Chișinău? Așa frigo a intrat în mine unde ne-o cazat aia să mă rog dacă nu... Mamă, că era așa frig, era înăuntru ca afară. Voi, dar pune fost sportul? Fost? Da. Ei, scuz-mă, te rog, tot și cu, de la... Mă închipu și la voi sportul tare. Păi stăt locul sport și în România și în Moldova nu tare. Deci să mor eu ce mâncare, eu așa mâncare, Riana, deci era mai lung drumul până la mâncare decât cât dura mâncarea să mâncăm. Deci... Dar la voi vrei zici că sportul e tot ideal, tot e toată, tu când erai la sport era tot grație, era tot bine?
Da, eram la cea mai bogată. Da, acum eu chiar am văzut un podcast zilele astea și a spus că într-o oraș unii cu 2 milioane de oameni, tot așa, cu nu e niște teren, nu e adevărat, nu. Nu, e... ce rezultate ai, la ce echipă ești? Nu, la noi sportul e foarte greu cu sportul. Republica Moldova, eu... Erau buni sportivi, să știi, foarte mulți sportivi... Sunt buni, dar nu se motivează din cauza că... Trebuie să motivezi, omul trebuie să aibă salariu, trebuie să aibă că el duc mai departe. Laura, mulțumesc de dispoziție bună. O seară bună, ne vedem mâine. Pa, pa, pa. Adio, bye. Găsim un oponent așa mai de calibru nostru, tot așa jucăm cu, uite, cu Ionuț. Vreau să joc cu Ionuț două meciuri cu el, o să închei seara asta cu Ionuț. Bă, erau buni sportivi ia de la Chișinău, mă, ce răi erau, mă, dacă nu mâncau ăia bătaie pe pâine să moră, dacă nu, vă jur. Ce răi erau, mă. Aia a fost prima echipă care ne-a bătut. Jur, mă, erau răi într-un hal de la foaia, mergeau, bam, bam, bam. Cu polonezii, când am jucat prima dată, deci polonezii ăia, disciplină, da, da, după ce am jucat cu ei, a doua oară când am mers să jucăm, i-am bătut pe toți, dar atunci ne-au luat prin surprindere, mă, ce rău erau, așa am mers să jucăm cu Polonia, am mers cu Naționala, a fost prima noastră deplasare așa pe repede înainte cu echipa națională, adunați așa, într-o vacanță de vară, ne-au adunat pe câțiva, cum, nu... Nu era ceva pregătit și ne-am dus să jucăm în Ungaria, cu Ungaria, cu Polonia și cu Belarus. Și primul meci l-aveam cu Polonia. Și mamă, ăia ce jucau, omule, păi așa de rău erau că noi și în atac ne apăram. Băi, atât de rău erau pe apărare că noi în atac aruncam repede mingea să nu vină la să ne lovească. Băi, Cristina, să mă rog, dacă nu te apărai în atac, mă dădeau odată să nu vină, gata, n-am mingea, frate, gata. Și aveam doi antrenori și antrenorul secund era antrenorul nostru de la Bacău și mai era un antrenor de la Federație, dar ăla era vai de capul lui. Și am ajuns, era pauză și ne conducea oia la vreo, nu mai știu, 9 goluri. A venit antrenorul nostru, ne-a certat, ne-a făcut de, da, circula mingea repede, da. Acolo era o diferență mare de mentalitate, Cami. Era, las că te explic. Dar ne-a luat la pauză, antrenorul nostru ne-a luat, ne-a făcut de rușine. Că bă, a cântat imnul pentru voi, ați făcut România de rușine, nu știu ce. Și fii atent ce discrepanță, vine antrenorul celălalt ăla de la federație și zice: bine mă băieți, mă jucați foarte bine, așa în continuare, hai că putem să-i facem. V-ați prezentat bine. A doua repriză ne-a bătut, era vreo 16-17 goluri. Acolo nu așa. Eu înțeleg ce zici, Cami, gen, vrei să te dobare sau să o dobori, da? Deci una e, cum să zic, tu dacă, noi eram cea mai tare echipă din țară, eram cea mai puternică apărare, dar până nu joci cu cineva care chiar se apără mai bine, când joci cu cineva de sus, noi și să vrem să dăm în ei, ce tare dădea un nou, omule, ne era o surpriză. După încă un an de zile în care tot am jucat cu oameni de calibru ăla, am învățat și noi ce înseamnă, băi, să dai și tu cum trebuie, să te aperi cum trebuie, dar așa, știi cum e, mai bine să fii cel mai fraier dintre cei mai buni decât să fii cel mai bun dintre cei fraieri, știi? Adică faptul că am ajuns să jucăm cu echipe puternice de renume, cu Polonia, cu Ungaria și i-am văzut, bă, ne-au deschis așa niște porți, să vedem, băi, degeaba zic ăia de la Tecuci că noi suntem cei mai buni dacă ăia din Polonia au zis că suntem cei mai fraieri, trebuie să ridicăm stacheta, știi? Și ne-a ajutat și peste un an jumate s-a refăcut turneul exact în aceeași grupă cu Valeria Mătognă. Bun. După un an jumate am făcut aceeași turneu cu aceleași echipe și după un an jumate am bătut pe toți cap-coadă. Așa puternic am bătut, la 90 goluri pe toți. Nici nu erau resurse așa mari, adică tu să te gândești că... Trebuie să te gândești că noi aveam un lot, după 2 ani s-o... Cum se zice, că îmi scapă cuvântul, gen... După 2 ani au rămas un singur lot de 16 jucători. S-au făcut selecția. Păi așa să te gândești că ea de la Polonia aveau, cum aveam noi un lot, ei aveau 3 și din alea 3 care erau puternice, adunau unul singur. Deci noi odată, știu că am jucat cu Franța, tot așa la început. Mamă, omule, niodată iau bătaie să mă rog, dacă nu, ăia ne-a dat cea mai tare bătaie din toată istoria mea de handball. Ne-au bătut ăia la vreo 15 goluri
și ne-am antrenat să o filmăm meciul tot, ca să ne putem pregăti pe meciul respectiv data viitoare când ne vedem. Și ne-am dus după aceea să jucăm iarăși cu Franța. Unde, omule, când intru în teren, bă, niciun jucător de data trecută nu era, era cu totul alt lot. Ne-a bătut aia mai tare decât prima dată, ne-a bătut la vreo 18 goluri. M-a zis antrenorul, băi, fraților, prima dată ne-a bătut, că n-am știut cum să jucăm, n-am știut stilul lor de joc, n-am știut cum să-i luăm, dar acum ne-am pregătit, am avut și filmare și tot, ne-am pregătit, acum ne-a bătut la 20 de goluri. Era tare, păi noi aveam niște, ziceți-i vă rog frumos la Ionuț că vreau să joc și eu cu el. Păi noi la prima deplasare, ne-au dat niște traininguri vechi, omule, de prin 2004-2005, de la seniori. Păi eu aveam un training, băi, ne rugam numai să nu plouă. Ne rugam să nu plouă, să nu trebuiască să luăm training-urile alea urâte pe noi. Deci eu aveam un training și eu aveam vreo 7, chiar câte chile aveam, vreo 72. Sau aveam 72, așa multe aveam. 72-73 și eu aveam 2 XL, omule. Și l-am întrebat, bă, știi cum stătea pe mine? Deci doza asta de cola o băgam în sub mânecă, dar nu așa, că așa drept o puteam băga, așa de mare mi-era. Și eu aveam 2 XL și când mă uit la un coleg de-a meu, omule, de 2 metri era. Când mă uit pe treningul lui, el ce purta? El purta un XL. Zic, bă, dar tu ești simțit la... Ești normal, mă, nesimțitule. Zic, nu vezi ce mărunt eu și am 2 XL și tu ai 2 metri și porți un XL. Zic, ia, hai să facem noi schimb. Hai, mă, să jucăm meci, Cristian Leon. Dați, vă rog, distribuiri.
scheletele, hai că ți-l schimb. Crezi că Robi se potrivește cu Virginia? Se potrivește când vrea Robi. Când vrea Robi să fie băiat dulce, se potrivesc. Nu, mai că deodată așa prea multe informații te trage în jos. Așa îți găsești motive pentru care tu nu poți. Fără sport poți slăbi, poți slăbi și fără sport, dar e un... punct foarte important să reușești să mergi la sală sau să faci sport acasă. Poți să slăbești și fără sport, dar în remodelare corporală și în rezultate contează foarte mult sportul. Nu se poate compara. Ce faci la mamă?
mă, să vedem, mă, chiar nu mai avem cu cine să jucăm un meci, că aș mai juca un meci așa de plecare. Cura, întâlniți, nu? Păi pe voi culba tare, mă, fraților. Ce crezi despre situația dintre Cosmin și Ștefania? Ce să cred, o să o scoată el la capăt. Da, Cami. Ce zici despre Cosmin? Forță, fratele meu, puternic. Face treabă. Tu ce părere ai despre Virginia? O merită Ruby? O merită, cum să nu merite? Că Ruby e un băiat adevărat. Merită orice femeie își dorește el. Că e un băiat capabil. Dacă avea o fetiță și ar trebui să o lași într-o pădure singură cu un urs sau un bărbat, ce ai alege? Bună întrebare. Depinde ce urs. Coala? Dacă e urs coala, o las cu ursulețul. Bună seara, bună seara. Bună seara. Nu jucăm, fraților. Cu un ursuleț de pluș, da. Uite, cu Adrian TMB. Bă, dar bagă-mă, mă, și pe mine, mă, Vicenzo, să juc și eu. Dar mai frumos, băia de pe TikTok, ce face domnul Vicenzo? Ce faci? Salut, cel mai frumos băia de pe TikTok. Salut, domnul Vicenzo. Bă, de Vicenzo spuneam, citi umfli așa, bă, la urechi. Da, ce m-a aplaudat el, auzi, bă, băiatule. Iana, mersi frumos, săruna. Ce baba, Laure? Cu mine vorbești, da? Ce să fac, frate, nu de mult am venit și eu de la sală. Am stat de aici la poveste cu lumea și am văzut că ai intrat și tot vreau să joc cu tine, dar... Ce ai zis? Mai băgăm pe cineva? Tremur de frică să mor eu. Bă, nu de frică, tremur. Stai cu voi, mă. Iar vă certați, mă. Mai băgăm pe cineva sau ce facem? Nu, Vicenzo, că joc eu cu tine, frate. Ba, uite, să băgăm pe Adrian. Băgăm pe Adrian? Ba, eu luam. Hai. Ce zici, bro? Ce zici, Laur? Ești bine? Da, frate, tot mă tatuez în continuu, tot îi dau puternic. Am văzut, am văzut. Trebuie să mă fac și eu acum, săptămâna asta nu știu să mai fac. Unde? Acolo? Salut, cel mai frumos băiat, da, de pe TikTok, Dubai, da. Laur! Salut, MB-ule, și tu. Salut, Adrian, salut, mersi, băieți. De MB-ule, ce fac fiul meu? Mamă, m-a pus cu mine. Pe paguba asta l-a pus cu mine. Da, tap pe ecran, tap pe ecran. Bă, frate, dar ce legături te-ai băgat acolo, că te-am urmărit într-o seară? Pe cine, pe TMB-ul? Pe tine. Da, păi da, nu știi că mie îmi plac lucrurile complicate, încurcăturile. Mamă, mamă. Ce vrei, frate? Da, tap, Leonaș, tap pe ecran. Cine, Cami? Da, tap pe ecran, tap pe ecran, vă rog eu mult. Fetelor, apăsăm pe ecran. Vedeți că am intrat în meci care doar a scris. Mihai, mersi mult. Da, tap, toți, Leonaș și mei, tap și distribuiți, vă rog eu mult. Și de la TMP-ul, da, tap, să-i batem, vă rog eu mult, tap și distribuiți. Dacă nu vreți să dați la TMP-ul, are forță, la are forță, la tap, tap pe ecran, Mihai, mersi. Polobiana, mersi mult, tap pe ecran, Leonaș. Ți-a terminat tatuajele, Cristiane? Nu, mai am, uite, mi-am făcut cina aceea de taină, dar nu mi-am mai terminat, trebuie să termin. Oare ce să-mi fac, frate? Uite, mi-am făcut acum umărul. Și mi-am făcut și ante, frate. Eu știu că aveai niște fulge sau ce aveai. La fiecare din ăsta fac ca un geam de la crăpat, știi? Frumos, rău de tot. Ai combinat frumos, am văzut la story, foarte frumos. Dar ia întoarce, da. Nici aici nu ai, nu? Nu, acum ori îmi fac aici tricepsul, așa, ori îmi fac tot antebrațul, dar nu știu ce să-mi fac. Acum ajung. Nu, știi ce să-ți faci? Fă-ți un tatuaj aici și unul aici. Două tatuaje. Ai înțeles? Da. Nu fă mititele, frate, nu te du din mic în mic. Fă să fie așa. 1, 2, 3, 4. Ai înțeles? E cel mai ok. Ce treabă aia, mă, frate, îți faci un portret, o biserică și nu știu ce și-o termina cu tine, ești nebun? Dar nu-ți faci, frate, îți faci, uite cum mi-a făcut eu Iisusul, îți faci... Da, la filii 8 mi-a trebuit. Pale tale nu vreau niciun caz, frate. Op, merge de la aur la mine. Asta tăre, să vor de râs. Ai avut râmii până acum, ai avut râmii pe tine până acum. Acum vreau să-mi fac brațele amândouă și după aceea spatele. Doi trandafiri, încă unul. Vrei să faci tot?
Nu știu că de picioarele mi așa. Apăs, băi, trandafiri, 18 trandafiri ai mei. Mergeți la Laur și invers. 18 trandafiri. Păr, de la Laur la mine și de la mine la Laur, toată lumea. Merge. Unu! Un trandafir! Unu, bun! Da, Doamne, să nu-i fac. Bravo. Puternic acum, puternic pe ei! Hai la urmă, hai la urmă. Mânușă! Ori doi. Toți la ori doi, toți la dublu. Bine! Bravo! Doamna Voichița, sărmâna! Bravo! Cami, doamna Voichița! Mergem mult, colombiana! Ha, bă, Leona, și noi, ori doi! Ha, bă, TMB-ule, unde ai dus, bă, frate? Bine, Maria, și doamna Svetlana acolo. Ori doi. Bă, numai doamne are ăsta acolo, bă. Maria, să rămână. Aoleu! Ăsta și cu Balaș să moară, mă, ce are numai doamne. Ăsta cam de unaș, pe ecran. Ar zice ceva, dar s-a abține, că-l văd pe față. Au, toți ne-am aplicat să fumăm. TMB-ul. Adrian, ești supărat, frate. TMB-ule, bă, frate, ce cu tine, mă, ești transfigurat? Ce cu fața asta în tine, mă, frate? Nu te recunosc. Dar nici nu vorbește. Bine, mă, vorbim. Dacă a zis un cuvânt de când a intrat. Ce ai, bă, ai făcut un lucru? De când ești live, TMB-ule? Ha, bă, ia-te cu noi, bă, să-ți treacă starea asta. De când ești live? De trei ori? Trei zile. Eu știu de ce nu vorbește, mă. Eu știu de ce nu. A venit mil faile la sără, care am zis și a dat mai limb toată ziua. Bă, și la tine. Îmi doare sub limb acum. Ia uite, bă, ce mă dici să serios? Nu, bă, cred că ai zis, până nu faci 1000 de puncte, nu vorbești. Așa, da? Păi înseamnă că mai trebuie să joace încă 10 meciuri. Vai, mamă, ce wow. Stai că acum nu mai vorbește două zi. Of, Doamne. M-auzi ce scrie cineva. Iar la păcăli vreuna. Da, dar nu mai faceți, pe urmă lumea chiar crede, nu mai faceți, bă. Tap pe ecran, Leonaș. Ce mai bine că joc cu tine, Lauri. Dar după cum mergi, trec cu 5.000 de puncte, cine ți-a dat? A, Diliana. Bună seara, eu îți vai de steaua mea să-mi bap. Ia, că am primit Maria, mânușă. Adrian, lasă că suntem amândoi, vai șamar, las că vine. Melodii Columbiana, Mihai, Ioana, Farmazon. Bă, dar dați și voi distribuire, Leonaș, vă rog eu mult. Uite-o la viitoare, stai acasă, gata. Băi, du-te, gata? Da, miercuri ajung la Terezez. Tu ce ai intrat să-ți faci bani de bilet sau ce? Să rămână. Acum și tu spui ce ți-a spus pe Instagram. TMB-ul o să mor. Nu l-am văzut de mult așa depresiv, să mor. Nu l-am văzut niciodată așa. Dar cred că nu merge microfonul, frate. Nu. Eu tare aș fi curios să dau așa în dreapta, să văd ce are el acolo, de 3 în 3 ori cât a ciupit. Păi, poți să arăți pe degete de la o mână? Înseamnă că a făcut la urmă, cât ai făcut tu în 3 ori. El are de câteva ore. A tu ca și cum faci grevă? Are 2-3 ore de live. 3 ore are. 3 ore, da. Ai făcut câte 1000 pe oră, 1000 de puncte pe oră. Dacă stai 20 de ore, ai făcut și tu 20.000 de puncte. La punct trebuie să mai vine că eram cu noi. Căruș. Dacă ieșai în parcare la Mega Image, făceai mai mulți bani decât 3 ore. Tap. Lăsați-l. E provocare. Fratele nostru, glumim cu el.
Ori doi Leonaș, ori doi, ori doi. Stați-mă să-mi iau și un bilet, măcar la Wizz Air, 210 puncte! Și fără bagaj, nu-i problemă. Că mă duc... Băi, eu zbor la economy, la Wizz Air și pun poze pe care le găsesc pe Peter de la business class. Mersi mult, Golubiana, Mihai. Dați și voi 100 de puncte, Leonaș. Pune mânușă! 5 trandafiri! 5 trandafiri! Pune mânușă! 5 puncte, băi, Leonaș, Columbiana, bravo! Maria, pune mânușă! Ne-a blestemat în gândul lui, cred că... Mânușă și cadou! Ordoi, 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 ha, băi, și pe mâine cineva, că ajung și eu în starea lui Temer, în curând! Ordoi și mânușă, ordoi și mânușă, ordoi și mânușă! Vorbește să rămână! A făcut vorbește la urmă, a făcut de bine în 3 ori meciul ăsta. Doamna Svetlana. Ordoi și mărușă, ordoi și mărușă, ordoi și mărușă, ordoi și mărușă, Leonaș. Mihai Columbiana, ordoi, 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 haide și noi, Leonaș. Snipe mărușă, ordoi, ordoi, dați distribuiri. Simona, dublu, 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 3000 de puncte pe mărușă, repede. Columbiana, haideți pe mărușă, pe mărușă, pe mărușă, pe mărușă. Să rămână, să rămână. Columbiana, mersi. Dar a zis nebunul, bă, să vezi ce zile o să am eu, mâine, poimâine, a zis de aseară, săracu. Parcă n-a știut. A știut. Stai să vezi ce mă așteaptă pe mâine, mâine, poi mâine. Columbiana, mersi mult, Andrușca, mersi de din... De tine a zis sau de el? De el, de el a zis. Păi tu crezi că ne luăm toți sub 6 ca tine într-o săptămână? Are săptămână, frate. Două. Andrușca, mersi mult. Columbiana, mersi frumos. Da, stapta pe ăla, stapta pe ecran. Când făceam, când făceam live-uri cu Cristiana cu câteva luni, parcă eram bucătăre și acum parcă și-a făcut club. Nu, frate, tot aici, tot în camera aia, numai că mi-am pus eu televizor, ci... Sunt aceeași chirii. Nu vezi, bro, nu vezi, știu, lângă asta, că și mie îmi place. Și mie îmi place. Sunt aceeași chirii, frate. Ambientală, frumos. Îl vedem și pe ăla, ori în 5 luni, că face live din piscină. Poate nu l-am mai vedea cu capul în... Poate nu-l mai văd cu capul în dulapurile alea la putării. Deranjezi pe vecini, auzi. Subțiri pereții. Da, tap pe ecran, Leonaș. Vine TMB-ul, că... Mai are și o scaun de gaming, TMB-ul. Abizia, le TikToker. Nu îl interesează mult pe el, are CLA, stă bine omul, nu îl interesează pe el. Claudia, mersi. Are, frate, și el cheltuieli, și ajută și el familia, frații. Că și eu stau în Dubai și n-am bani, taxi. Tap-tap tablul ăla și pe tap-tap pe ecran. Vezi că... Tap-tap, Leonaș, tap-tap pe ecran. Columbiana, mersi mult. Mersi din suflet. Mihai, Andrușca, Nicoleta, Alica, Oana. Ăsta e loterie TikTok-ul, frate. Acolo, bă, te duci la un lucru. Laure, dacă vrei să... Nu știu ce să zic. Na, n-are rău să vă fac. Suntem slat pentru tine. Așa, cu voi, când ăsta, dați-mi invitație, că-s aici. Da, frate, îți mai dăm noi, te mai chemăm noi, da? Mai faci puncte, mai faci puncte două meciuri, că pe urmă nu mai faci. Mai dă un meci dacă ești tare, mai dă un meci. Eu nu mă întind, frate, mai mult decât mi-e plapuma, ești nebun, știu exact cât e plapuma. Mai dă un meci dacă ai curaj. Da, nu? Nu cred că mai dai... Nu cred că mai dai un meci, nu? Mai dă un meci, frate, vedem dacă mai are doamna Svetlana ceva. Da, tap-tap pe ecran. Doamna frate. Hai cu minte, Lamborghini, nebunule, Lamborghini. Doamna Svetlana? Lamborghini, ești nebun la cap? În Republica Dominicană. Păi bune vorbesc. Bravo, felicitări. Te mi-a bine, stai cu minte, nu-i da follow. Nu vrei să-l pui în pada, în pătuț la el, stai. Da. Cum ar fi să zică și el, nu vreau să stai în pătuț la mine? Cum ar fi să zic așa? Păi în primul rând pătuțurile lui Stici, Stici l-a lăsat și nu poate să-mi zică asta. E cum nu? Că cum ai pătuțul lui? Te mușcă? Nu. Nu te mușcă? Ba da, un pic. Un pic, a? Doamnelor,
Vă mulțumesc frumos din toată inima, doamna Voichița, să rămână doamna Svetlana, Maria, Cristina, mamă, sper că nu ratez pe nimeni. Sper. Vă pup. Doamna Oprița, șefa, respect. Daniel, cu trandafiri ai venit așa pe final. Doamna Luminița, să rămână pentru tot. Cristina Mehelean și Cristina, șefa. Cine mai e? Valentina, Adriana, dacă ești prezentă. Doamna Anuca, puterea noastră. Cine mai e? Atâția suntem că nici nu vreau să ratez pe cineva. Hai, v-am pupat pe toți. O seară frumoasă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine. Mă duc și eu să mănânc ceva, măi, fraților, că corpul ăsta nebun cere. Vă pup. O seară frumoasă.